alături de Elisabeta și astăzi dăm start unui nou proiect, pentru că eu știu sigur că marea majoritate a voastră sunteți curioși ce poartă doamnele și domnișoarele în poșetă. Și sigur că vom povesti despre ce înseamnă beauty, dar pe scurt, pentru că ca să detaliem ar trebui să ne întâlnim și să povestim multe, multe, multe lucruri. Dar astăzi nu discutăm altceva decât despre ce are Elisabeta în poșetă. Să știi că are cam de toate în poșetă de obicei și sunt genul de persoană care ia o poșetă, o poartă 2-3 săptămâni după schimb alta și așa mai departe. Și este o tragedie mică când se întâmplă asta, pentru că nu de puține ori mi s-a întâmplat să uit. Dar până să vedem ce are în poșetă Eli, aș vrea să te prezinți puțin, pentru că cei care ne privesc trebuie să știe cine ești tu, pe scurt. Sunt Elisabeta Efrim, iubitor de frumos, comunicare, sunt un om de radio până la moarte și o iubitoare a stilului cu bun gust, a eleganței și a unei oglinde sincere în ceea ce privește condiția de a fi. Perfect! Să începem cu începutul. Ai o poșetă verde foarte frumoasă și să vedem acum, n-ai să scăzi chiar toate, dar hai să începem cu partea de make-up, de frumos. Ai ceva? Ai un produs de make-up în poșetă? Nu am prea multe, dar... Să știți că noi astăzi ne-am întâlnit pentru altceva și ne-a venit ideea acestui proiect și i-am dat start. Și drept urmare ea nu este pregătită de acasă cu ce trebuie să ne arate. E o surpriză și pentru ea. Uite, am o mini perie, o port mereu la mine pentru că vreau mereu ca părul să arate bine, să strălucească. Dar ce frumoasă e! Ia uitați ce frumoasă e! Se desface, nu? Se desface, da. Ia uitați ce frumoasă e! Deci ai o perie. Da. Ok, mai departe. Mai departe, stai să văd dacă am să vedem. Da, am un ruj. Ai și un ruj. Ți-am spus că nu prea folosesc rujul roșu sau vișiniu. Dovada stă în faptul că este uitat în geantă. Aha, deci întâmplarea a făcut că l-ai în geantă. Ia exact. Să vedem ce culoare. Deci nu e cel pe care nu este cel nu pe este care l-ai astăzi, dar e foarte frumos. Îți plac rujurile mate sau... Rujurile mate, da. Da, rujurile mate. Bine, ele pot fi transformate într-un ruj strălucitor, dacă aplici puțin gloss, evident. Se întâmplă să mai aplic, cred că am fost la un eveniment și l-am luat cu mine ca să completez în cazul în care... Deci asta nu-ți lipsește cumva, chiar dacă nu-l folosești, cumva un ruj, un ai ruj tot trebuie timpul, să fie, ai în geantă. Mai departe. Mai ales că acum purtăm și mască și se să fie și rezistent, adică să fie și rezistent la transfer. Da. Sunt un iubitor al scrisului și al paginilor de aur, să spun așa, de ce am mereu agenda cu mine. Foarte frumoasă agenda, îmi place foarte tare, arată foarte bine. Da. Să știi că și eu am o agendă de la acest brand, să zic, și e la fel de specială. Țin minte că cei care îmi vedeau agenda spuneau că seamănă cu o Biblie, pentru că avea un design foarte frumos. Dacă este să okay, mai departe. Aleg o informație, să o notez undeva, aleg agenda. Să știi că și eu am rămas adepta scrisului, a agendei și să scriu. Și că tot am vorbit despre scris, sunt ambasadorul radioului pe care sunt angajată, port mereu pixuri și stilou. Stilou nu l-am la mine pentru că am scris ieri și a rămas acasă. Îți place să scrii cu stiloul? Scriu doar cu stiloul, cu pixul când este impus să o fac. De aceea sunt mereu în geantă. Nu se foarte știe niciodată când trebuie să dăm o semnătură. Mai departe. Așa. Vrei să ne mai arăți? Nu știu dacă ne mai arată, dar eu cred că... Bineînțeles, portofelul. Bineînțeles, portofelul. Ca tot omul. Așa. Văd dacă mai am ceva. Sunt un om de radio și un om care trăiește prin muzică, de aceea căștile sunt mereu cu mine. Dacă merg din punctul A în punctul B, am și o cască cu mine, dacă perfect. Nu conduc, bineînțeles. A, deși conduci. Da, bravo. Sper eu că bine. Și măști. Și măștile, măști negre. Măști negre, da. Iată că Eli a fost foarte drăguță și a răspuns acestei invitații și acestei provocări să ne dezvăluie ce are în poșetă. Ce mai porți de obicei și astăzi, de exemplu, nu ai? Sau de obicei? Să zicem că ai uitat astăzi și nu ai în poșetă și ne-am întâlnit și nu ai reușit să arunci. Că mie mi se întâmplă, mi-am uitat nu știu ce șervețele,
umede, uscate și tot felul de alte chestiuni de genul ăsta. Am șervețe, asta vreau să spun, șervețele umede și uscate, doar că am schimbat poșeta și s-au pierdut. Ce să facem dacă purtăm poșete și ne place să avem... Și să știi că atunci când îmi permite spațiul din poșetă, am și o carte, cât de mică sau cât de mare. Prietenii știu că dacă vor să citească o pagină de undeva, eu sunt persoana la care vin. Perfect. Iată că am aflat astăzi ce poartă Elisabeta, om de radio și televiziune, în poșetă, zi de zi. Deci acestea ar fi obiectele care nu ți le lipsesc. Da, și cheile, bineînțeles. Da, dar eu aș spune că ai putea să mai arunci acolo în poșetă și poate am să-ți fac eu cadou. Da. O cutiuță mică, 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 eventual cu o pudră, poate să fie din aceea... compactă, ca să nu zboare, eu știu, prin poșetă și poate din când în când, mai cu seamă la televiziune, dar acolo probabil dacă mai este câte un make-up artist sau un ajutor pe zona asta, dar nu strică și puțin pudră să avem în poșetă. E perfect. Deci o perie, un ruj, căști, pormoneu, pixuri, ce mai trebuie. Succes și zile frumoase! Așa este. Aceasta a fost întâlnirea de la In Your Bag. O zi frumoasă! O zi frumoasă!